Bună ziua, dragilor, și bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea generală pentru perioada 16-31 august 2022. Etalare pentru zodia vărsător, ascendent lună în zodia vărsător. Dacă vă doriți o etalare personalizată, unde puteți afla mult mai multe detalii și informații în legătură cu ceea ce vă interesează, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520, număr pe care îl veți găsi și în descrierea acestui videoclip. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment sau să vă abonați acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Bun, haideți să vedem care este energia primei perioade din acest interval. Și aici avem temperanța. Ei bine, vreți să găsiți echilibru în viața voastră. Trebuie să luați lucrurile cu calm, trebuie să dați dovadă de foarte multă răbdare, pentru că le veți rezolva. Aici puteți rezolva un conflict în familie, un conflict cu persoana iubită. Au apărut multe tensiuni în ultimul timp și în perioada aceasta sau este o săptămână foarte favorabilă să încheiați aceste dispute. Pe de altă parte, unii dintre voi vă doriți foarte mult să reveniți parcă la niște sentimente mai vechi, la o înțelegere, nu știu, e ca și cum ați avut o relație de prietenie care a mers foarte bine și la un moment dat ceva s-a întâmplat și au apărut multe discuții și aveți multe momente în care vă gândiți că ați vrea să întoarceți acea situație, să fie ca înainte, sau o poveste de dragoste. V-ați înțeles foarte bine cu o persoană, vă doriți o împăcare, sunt șanse foarte mari. Aici pot fi și anumite conflicte la locul de muncă, dar văd că veți avea noroc și o să urmeze o perioadă foarte prosperă, o perioadă din destinul vostru. Încep să se așeze lucrurile. Lucrul acesta o să vă dea curajul de a merge mai departe, dar trebuie să așteptați. Deci va fi o săptămână a răbdării și veți fi încercați din punctul acesta de vedere, dar vă apropiați de scopul vostru, de ceea ce vă doriți. Împăcare, loc de muncă, înțelegere cu un coleg, cu un șef, o colaborare, un contract și așa mai departe. În a doua săptămână, mai exact în ultima săptămână din luna august, avem roata destinului, roata norocului. Ceea ce înseamnă că, da, norocul să vă surâdă, apare ceva foarte rapid în viața voastră. Un adevăr iese la iveală, clarificați o situație, apar multe explicații. Aici vorbim de foarte multă corectitudine și sunt șanse foarte, foarte mari să rezolvați problemele pe care le-ați tot întâmpinat până acum, dar vă că le luați cu calm. V-ați simțit împunși din toate părțile, ați simțit că toată lumea are ceva cu voi, că nimic nu vă merge bine. Ei, în săptămâna aceasta sunt șanse foarte mari pentru o schimbare, veți lupta pentru ceea ce vă doriți și chiar veți lua lucrurile, nu știu, după priorități cel mai probabil. Văd că are legătură și cu o instituție, poate aflați o veste. Aveți și tendința unii dintre voi să vă retrageți, să așteptați sau sunteți un pic limitați în ceea ce privește anumite chestiuni. Sunt ca niște piedici și nu înțelegeți de ce. E vorba de o persoană care nu-și dă interesul sau nu se implică suficient de mult, de aceea aceste întârzieri. Aici, din câte văd, un rezultat sau o situație trebuia să se finalizeze de ceva timp și nu înțelegeți ce s-a întâmplat. Poate fi intervenția cuiva. Este o persoană care a încetinit anumite lucruri din viața voastră. În dragoste avem asul de monede. Poate fi vorba de un nou început foarte, foarte stabil. Avem din nou temperanța care aduce liniște sufletească, împlinire, nevoie de a echilibra ceva în viața voastră. Aici putem vorbi chiar și de semne divine. Aveți o protecție divină pe planul acesta. Poate fi vorba de o împăcare. Vă revedeți cu persoana iubită, discutați vis-a-vis de problemele pe care le-ați întâmpinat, să vedeți cum faceți să le rezolvați, pentru că aici au rămas niște probleme nerezolvate. Trebuie luată o decizie, poate fi și o poveste de trio aici, o situație mai încrucișată. Realizare o aveți, dar persoana iubită va trebui să
fie mai deschisă emoțional, e persoană foarte rezervată, atentă, precaută, este teamă să nu suferi, sau poate voi sunteți în situația aceasta, vă este teamă să nu rămână o situație constantă, dar văd că veți rezolva foarte multe probleme în dragoste, iar în alte situații se va lua o decizie în legătură cu relațiile de trio. Poate fi vorba și de o împăcare, poate fi vorba de un nou început foarte, foarte stabil. Cunoașteți o persoană interesantă, începeți o poveste de dragoste care va fi cu realizare, cu reușită foarte mare. Puteți întâlni pe cineva la un loc de muncă și să știți că situația aceasta va fi constantă o perioadă. Tind să cred că se va întinde până luna decembrie. Pe planul profesional avem un rege de cupe. Vă implicați, lucrați cu drag și spor, doar că nu sunteți mulțumiți de ceea ce câștigați, de timpul petrecut la locul de muncă, de modul în care sunteți tratați, deși voi vă dați toată silința să mulțumiți pe toată lumea. Vă simțiți trădați, vă simțiți dați la o parte, vă simțiți neîndreptățiți în anumite situații și cel mai probabil veți lua niște decizii, să faceți niște schimbări. Renunțați la locul actual de muncă, vă mutați în altă parte. Căutați variante, căutați soluții, cum ați putea să faceți să fie mai bine. În cazul în care aveți o afacere, vă implicați foarte mult, dar pierdeți mulți bani. Undeva ceva nu funcționează și va trebui să aduceți ceva nou. Probabil să analizați piața sau să vă consultați cu o anumită persoană cum ați putea proceda să vă meargă mai bine, pentru că variante sunt și soluții. Pe planul financiar avem regina de monede, aveți stabilitate, aveți siguranță, vă puteți baza pe ajutorul cuiva, doar că aici trebuie să acordați un pic de atenție, pentru că e o persoană un pic înșelătoare, să spunem. E o persoană care își cam urmărește interesul, adică vă ajută, dar nu degeaba. Dar să nu vă pierdeți speranța, pentru că aici e foarte posibil să fie o dispută, un conflict cu o anumită persoană care vă datorează niște bani sau la care apelați pentru o sumă de bani, dar în cele din urmă acea persoană cedează și vă ajută sau vă înapoiază bani sau vă ajută să recuperați suma respectivă de bani. Pot apărea discuții și cu persoana iubită vis-a-vis de situația financiară, dar văd că sunt niște câștiguri constante și o să vă mai vină bani în continuare. Dacă vă bazați foarte mult pe ajutorul cuiva sau pe câștigurile cuiva, ar trebui să încheiați această situație și să vă focusați mai mult sau să vă axați mai mult pe ce aduceți voi sau pe ce câștigați voi, cum vă descurcați voi. Pentru că, exact cum v-am spus, vă bazați pe cineva, dar acea persoană este foarte șireată, e persoană care aduce mult conflict și nemulțumire, neplăcere din punct de vedere financiar. Scăpați de niște probleme, pentru că văd că veți da peste altcineva care vă poate ajuta sau vă poate sprijini sau vă poate da o idee bună cum să câștigați mai bine pe viitor. Iar pe sănătate avem o 6 de monede. La exterior să zicem că vă simțiți foarte bine, dar suferiți, nu vă odihniți suficient, nu vă veți odihni suficient. Sunt multe apăsări sufletești. Treceți prin anumite blocaje, ori că aveți dureri de spate, dureri de picioare, dureri de mâini, dureri de cap, ori e foarte multă oboseală, parcă mergeți la un medic să vedeți exact ce se întâmplă sau aveți nevoie de o pauză, aveți nevoie de odihnă, aveți nevoie de repaus sau dacă vă știți cu anumite probleme de sănătate, ar trebui să mergeți să vedeți exact care este problema, că pot fi situații noi care nu le luați în considerare sau nu le gândiți în momentul actual. Iar surpriza vine cu 4 de monede. Nu renunțați la ceea ce aveți. Țineți cu dinții de o relație, de o situație, sunteți încăpățânați, să spunem, dar lucrul acesta o să vă aducă mult noroc. Obțineți acea discuție, obțineți acea clarificare, obțineți acea dragoste pe care vă doriți, acel răspuns, acea vizită, acea întâlnire, acel loc de muncă. Comunicați. Faptul că aveți această atitudine și nu renunțați cu ușurință la ceea ce vă propuneți și la ceea ce vă doriți, o să vă aducă foarte mult succes. Da, puteți avea o întâlnire în dragoste, puteți avea o întâlnire cu un partener de afaceri, puteți obține anumite răspunsuri, puteți lua așa o decizie, dar e o perioadă foarte bună. Fix această rigiditate și faptul că sunteți foarte fixați pe anumite idealuri, pe anumite gânduri, pe anumite planuri, o să vă aducă
O realizare foarte frumoasă și văd că până la sfârșitul intervalului o să vă bucurați foarte mult. Iar unii dintre voi ori primiți un mesaj, ori primiți o vizită care o să vă surprindă foarte tare și o să vă emoționeze într-un mod foarte plăcut. Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!